Premierul Victor Ponta a primit astăzi titlul de Gorjanul anului 2012. Ion Cepoi, directorul Centrului pentru Promovarea și Conservarea Tradițiilor Populare Gorj, a fost cel care a avut această propunere. Oricine în lume este o onoare a face un elogiu primului ministru al țării sale. Cu atât mai mult este o onoare pentru mine, cel care a făcut propunerea acordării titlului Gorjanul anului 2012 președinței sale și cel care a avut privilegiul ca această propunere să fie validată de Consiliul Județean. Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, a fost cel care i-a înmânat placheta și trofeul de Gorjanul anului 2012. Prezenți în sală au fost parlamentarii de Gorj, dar și primarul Craiovei, Olguța Vasilescu. Emoțiile mele au fost stăpânii. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, ceea ce vă duceți cu Gorj, în multă sănătate, bucurii și împlini, alături de cei dragi familiei dumneavoastră și, în ultimul rând, de Oltenia, unul aici și pe doamna primar a Craiovei, Vasilescu. Domnul ministru, vă rog să vă adresați pe cei primi. Premierul Victor Ponta a fost premiat de Consiliul Județean Gorj cu 1000 de lei. Deputatul a mai pus încă pe atât și a donat întreaga sumă pentru un caz social. Vreau să vă mulțumesc, chiar e o mare onoare. Nu știu dacă a fost neapărat și o idee bună. Vorbeam cu domnul Tădorescu că totuși poate atacă în contencios administrativ hotărârea Consiliului Județean și mă scapă de criticile care, evident, vor veni. Însă, vreau de pe onoare și mulțumesc încă o dată. Nu vreau să abuzez de bunătatea președintele Consiliului Județean și, evident, că suma de bani pe care am primit-o, plus încă o sumă egală, ca să vă arăt că sunt la fel de generos ca și domnul Călinoiu, vreau să-i